important. Este un subiect de actualitate. Nu vreau să prelungesc prea mult. Pe scurt, mai fac referire la cele mai importante puncte. Stăteam și mă gândeam, mi-aduceam aminte de anii când am plecat să studiem în Turcia, în 91-92. În sate plângeau femeile și bărbații că nu mai sunt oameni care să citească Coran. Nu mai sunt oameni care să învețe Islamul și o să ajungă comunitatea musulmană din România într-un stadiu în care nu o să mai știe din Islam nimic. Deci ultima generație de cunoscători a Islamului, de imam, cei care au învățat Coranul, poate că mulți știți, pe la sate se numărau pe degete, în sate erau 2, 3, 4, 5 persoane maxim care știau să citească Coranul. Dar Allah subhanahu wa ta'ala a vrut să schimbe. Și s-a ajuns în ziua de azi să avem în fiecare sat, mașallah, ne uităm, sute de oameni care știu să citească Coran, sute de oameni care fac rugăciunea. Avem, alhamdulillah, timpul s-a schimbat, dar parcă și calitatea musulmanilor a scăzut. Eu parcă mi-aduc aminte, oamenii în trecut poate ignorau Islamul, nu cunoșteau foarte mult despre Islam, dar respectau mai mult Islamul decât oamenii din ziua de azi care cunosc foarte mult despre Islam, care au acces la informație, care au acces la Coran în limba română, în limba turcă, în limba engleză, în limba franceză, în limba arabă. Eu prin 90 mi-aduc aminte, imamul de la noi din sat spunea că a adus un Coran din Turcia într-o pungă de cingo, ca să nu vadă la vamă. Acum avem Coranuri peste tot. Fiecare casă, în timpul acela, dacă găsea un Coran și l-a agățat pe perete. Acum avem 10 în bibliotecă pline de praf. De aceea zic că cantitatea a crescut, dar calitatea parcă a scăzut. De ce acest lucru? Acest lucru este evident în clipa în care noi nu ascultăm cuvântul lui Allah subhanahu wa ta'ala și nici învățăturile profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dacă ne întoarcem la generația de aur a musulmanilor, a islamului, să spunem, este generația companionilor profetului Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Care este diferența între noi și ei? Și ei erau oameni și noi suntem oameni. Mulți dintre ei erau analfabeți, mulți dintre noi sunt superșcoliți. Mulți dintre ei nu aveau poate acces la informație, la o carte, decât singurul lor profesor era profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noi în ziua de azi avem sute, zeci mii de profesori. Internetul e profesor, cartea e profesor. Peste tot găsim de unde să obținem informație. Dar de ce este acest dezechilibru între generația companionilor și generația de astăzi? Pe scurt, și aici vreau să atrag semnalul de alarmă. Eu cred că marea problemă este faptul că noi, ceea ce intră pe aici, iese pe aici. Ceea ce auzim, informația nu o filtrăm și de foarte multe ori trece. Intră pentru o ureche, iese pe cealaltă. La companion, informația intra pe ureche, creierul procesa, corpul executa. Erau și cazuri, nu spune că toți companionii erau așa. Erau și cazuri în care companionii poate nu ascultau de ce spunea profetul sallallahu alaihi wasallam. Au fost mai multe cazuri, dar automat când erau atenționați, renunțau. Ne aducem aminte de acel companion al profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, când a fost interzis aurul bărbaților, a venit cu un inel, cu un ghiul de aur la mână, lângă profet. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, când a văzut, a scos ghiulul și l-a aruncat. A spus, după ce am interzis, încă mai porți? Și au zis ceilalți oameni, du-te și ia-l, topește-l, fă-l altceva, dă-i la soție, vinde-l, câștigă bani din el. Și a spus un lucru care l-a aruncat profetul cu mâna lui, nu-l mai iau. A realizat că el a greșit odată. Și a spus că pedeapsa greșelii mele nu vreau să se repete și a doua oară. De aceea, ce spunea profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pentru ei, era sfânt, s-a revelat versetul. Ia ihollezine amenu la tarfau aswatakum fawqa sawti an-nabi. O voi cei care credeți, nu vă ridicați vocile deasupra vocii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unul dintre companioni s-a legat departe în casă și a renunțat să mai vină lângă profet sallallahu alaihi wasallam. Și a trimis profetul pe el, a spus, ce-i cu el? Și a spus, este cu tare. Și a spus, eu am vocea sur, am vocea mai tare. Eu când vorbesc, vorbesc mai tare. Și nu vreau
să fiu dintre aceia despre care Coranul a spus că își ridică vocea deasupra vocii profetului sallallahu alaihi wasallam. În timpul lui imamului Malik, el preda în moscheia profetului sallallahu alaihi wasallam în Medina, imamul Malik. Ce preda imamul Malik? Era profesor de hadith, relatările profetului sallallahu alaihi wasallam. Și așa cum se întâmplă peste tot, era unul preocupat, cum e ziua de azi, unul cu telefonul, unul cu prietenul, altul cu colegul, unul vorbea, unul... Se mai întâmpla companionii să vorbească și când auzea vocile lor, oprea lecția și zicea, la tărfa suate cum fău ca sautin nebi. Nu vă ridicați vocile deasupra vocii profetului. Ce înseamnă vocea profetului? Profetului murise. Profetul murise. Dar hadisurile, ei studiau relatările profetului, iar relatările profetului erau pentru ei vocea profetului. Deci când auzau o relatare a profetului, o aplicau. Când venea o revelație, un verset, îl aplicau. Noi în ziua de azi, unde suntem? Da? Față de companionii profetului sallallahu alaihi wasallam. Când a fost revelat versetul cu interzicerea alcoolului, innamal khamru wal maisir wal rijzu min amali shaytan fajtanibu, îndepărtați-vă de el. Relatările spun că pe străzile din Medina alcoolul curgea sub oaie. Deci toată lumea și-a adus aminte, bă, am ascuns în șura cu paie damigeana cu vin de nevastă să nu mă vadă soția. Ieșea, spărgea damigeana, o vărsa în stradă. Deci oamenii unde și-au un bece avea, scotea și vărsa. Pe străzi a început să curgă alcool. Asta e acum 1400 de ani se întâmpla, nu? În ziua de azi, din păcate, casele musulmane sunt pline de alcool. Cu toți că într-un raft te intri și vezi sticle înșirate cu alcool și în același raft este și cuvântul lui Allah, este Coranul, în care alcoolul este interzis și așa mai departe. De aceea, vedem că este o ruptură. Dacă vrem într-adevăr să fim o generație, cum a fost generația companionilor profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trebuie să studiem viața lor, să vedem cum se comportau ei față de Coran, față de învățăturile care le primeau de la profetul Muhammad, cum găsea puțin timp liber, fugea la profetul Muhammad. Ce auzea de la profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se ducea și explica familiei, vecinilor, punea în practică, trăia. De aceea hadisurile profetului nu s-au scris în viața profetului. De ce? Pentru că ei preferau să trăiască hadisurile, să le practice, decât să stea să le scrie. Noi în ziua de azi ne preocupăm de scris și la practică, lasă că vin alții și practică după noi. La fel și versetele. Spun companionii, nu memoram 10 versete din Coran, adică nu le depășeam. Când memoram 10, ne opream. Le aplicam. Ce spun versetele astea? Ce spun? Fii cinstit. Trebuie să fii. Nu minți, nu mai mințeam. Spune, nu le depășeam. Noi în ziua de azi avem milioane de memoratori ai Coranului în fiecare țară. Dar se poate de foarte multe ori. Noi aveam în liceu, Allah să-l ierte, aveam unul dintre cei care memorau Coranul, știau Coranul pe de rost, dar venea fiecare seară beat, de exemplu. Unde e? Brânză bună în burduf de câine. Ceva de genul acesta. Deci este o, cum să spun eu, nu este conectat realitatea, ce este el, cu ce face, cu ce aude, cu ce știe. Știința care o știe intră pe ureche, este pe cealaltă, nu se reflectă în fapte lui. De aceea credința este ceea ce intră, se așează în inimă și se reflectă în fapte. De aceea ce spun versete, vorbind despre drept credincioși, Iza zukir Allahu, când este pomenit Allah, wajilat qulubuhum, vezi inimile lor că se cutremură. Wa idha tuliyat ayatuhu, și când se recitesc, când se recită versetele lui Allah, zadatuhum imana, credința lor crește, zboară. Noi ascultăm Coranul și în același timp ne uităm și la meci de fotbal și în același timp vorbim. Și Allah spune în Coran, wa idha quriya al-Quranu fastami'u lahu, când se citește Coranul, ai auzit Coran? Festemiule, ascultă. O ansitu. Și tace. Și tăceți din gură. Nu vorbiți, ascultați. De ce? Vorbește Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nu? Noi între noi ce facem? Când vorbește tatăl, vorbește cineva în vârstă, din respect, taci. Spui, măi, nu-i frumos să vorbești când vorbește cineva mai mare. Trebuie să-l asculti. Gândiți-vă că vorbește Allah. Când se citește Coranul, vorbește Allah, subhanahu wa ta'ala.
care este deasupra Tatălui, deasupra tuturor. Și atunci, automat, este nerespect față de Allah, de Creatorul nostru, că atunci când auzim versetele Lui, sau auzim că se vorbește, că vorbește Allah, că Coranul este cuvântul Lui Allah, să ne vedem de ale noastre. Și de aceea toate aceste rupturi se adună, se adună, se acumulează și este o generație în care faptele sunt într-o parte, credința e în altă parte și nu există o armonie între credință și fapte. Nu există o armonie între corp și suflet. Nu există o armonie între ritualul de adorare și viața de pe stradă. Toate sunt rupturi. În moschee este înger, pe stradă, șeitan. În moschee, știu eu, se duce la... citește Coranul, este înger, iese la muncă, este șeitan. Și așa mai departe. Deci Allah să ne ferească. Allah să ne facă între acei drept credincioși care, atunci când aud cuvântul lui Allah, aud relatările profetului sallallahu alaihi wasallam, îndemnările profetului Muhammed, le execută și pun în practică acest lucru, inshallah, să fim dintre acei oameni de care Coranul a vorbit atunci când îl aud pe Allah, se cutremură inimile lor, iar când se citesc versetele lui Allah, le sporește credința, ne crește credința, inshallah.